Relaxare, de redeschidere a economiei și nevoia de a ne proteja, de a nu crește rata de transmitere a virusului. Concluzia de moment a specialiștilor este că nu l-am găsit. Nu reușim să păstrăm rata infectărilor la un nivel mic pentru că nu respectăm regulile. Ce va urma? Căutăm răspunsul. În timp ce noi privim alarmați la cum cresc cazurile de infectare de la o zi la alta, politicienii din Parlament au pus în scenă un adevărat spectacol pe marginea subiectului cu pensiile. Au votat a doua oară legea cu impozitarea, de data asta ca să se includă și pe ei înșiși. Teoretic, toți demnitarii au acum pensiile speciale tăiate. Practic, legea e deja contestată la Curtea Constituțională din două direcții, cu foarte mari șanse de succes. Deci, totul va rămâne aparent un balet populist. Vorbim imediat despre asta. Avem așadar o inovație în materie de legiferare petrecută azi în Parlament. Pentru prima oară, un proiect de lege a fost votat de două ori. După ce ieri Camera Deputaților adoptase legea de impozitare a pensiilor speciale, azi în plenul reunit, proiectul a fost votat a doua oară. Parlamentarii spun că era nevoie de plen ca să poată să voteze și impozitarea pensiilor lor cu până la 85%, adică era o chestiune care îi privea pe parlamentari, deci trebuia reunit plenul. Însă au refuzat să discute eliminarea totală a pensiilor proprii. Oricum nici nu a fost votată bine legea, că la Curtea Constituțională au și ajuns sesizările. Legea impozitării pensiilor speciale dă mari bătăi de cap parlamentarilor, mai ales când este vorba chiar despre pensiile lor, așa că a fost un scandal întreg în Parlament, totul pornind de la un proiect USR care ar fi legiferat eliminarea totală a pensiilor speciale. Astăzi s-a scos în birou permanent reunit proiectul 282 pe 2017, proiectul USR prin care se cerea eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ăsta a fost pus pe ordinea de zi acum câteva zile. Astăzi toate partidele cu excepția USR au votat scoaterea acestui proiect de pe ordinea de zi pentru că vor să-și păstreze privilegiile. Însă nu pare că e chiar cum spun useriștii. Eliminarea pensiilor speciale nu avea nicio șansă să treacă de Curtea Constituțională, susțin ceilalți parlamentari. Probabil că colegii noștri n-au înțeles și au votat ieri și din acest motiv, fiind stare de alertă, au intrat într-o stare de confuzie generală. Pe scurt, încerc să explic oamenilor de acasă că ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi de aici din Parlament este faptul că, invocând diferite proceduri după ce erau votat toți, cu o singură excepție, acest proiect de lege, colegii noștri se opun astăzi practic impozitării cu 85% ale pensiilor parlamentarilor. Ieri, de la tribuna Parlamentului, colegii de la USR au spus că deja CCR-ul a dat câteva sentințe prin care nu pot fi eliminate complet aceste pensii și că singura soluție este impozitarea drastică. Avem de ales între a merge în continuare cu populismul dumneavoastră și a vă bate, așa cum încercați să vă bate joc dumneavoastră de propriul electorat, să-i prostiți pe oameni și să-i mințim că le putem abroga în sfârșit și nu o să se întâmple nimic, sau a vota o lege constituțională. Însă s-ar putea să se dovedească că toată această tevatură să fie doar praf în ochii românilor. Toți parlamentarii se bazează că CCR va respinge impozitarea pensiilor speciale și nu va dura mult până aflăm. În alta curte a sesizat deja CCR pe motiv că legea este neconstituțională. Există, de exemplu, practică europeană, a justiției europeană, CEDO, care spune că o impozitare peste 50% este de fapt confiscare și confiscarea averii în România este interzisă. Dacă intră legea în vigoare, vor fi emise alte decizii de impozitare pensionare. Și atunci vom putea fi atacate în justiție. Și bănuiesc că foarte mulți vor face acest lucru. Cunoscând practica curții în acest domeniu, cred că curtea va spune că legea este neconstituțională. Cred. Îl salut pe Robert Turcescu, deputat PMP. Bună seara! Bună seara! Ce să se aleagă oare de proiectul ăsta cu impozitarea pensiilor, având în vedere și episodul de azi cu votarea dublă a acestei legi, practic? Eu am văzut, așa cum probabil a avut ocazia să vadă mai toată lumea, un spectacol de măști și sunet și lumină în Parlamentul României în ultimele două zile când s-a discutat povestea asta cu pensiile speciale. Adică toată lumea în primă fază a încercat să tragă capital politic.
toată lumea s-a bătut cu pumnii în piept strigând pe Facebook sau de la tribuna Parlamentului, gata, le impozităm, e nemaipomenit, când la momentul acela nu trebuia decât să manifesti, cred, un soi de rezervă și de bun simț față de electorat, spunându-i, fraților, încercăm și varianta asta cu impozitarea, nu suntem convinși că o să funcționeze. Ba mai mult, suntem aproape convinși că o să pice la Curtea Constituțională, dar o încercăm. Să vii și să faci paradă, cum că ai rezolvat povestea părinților speciale și că datorită acestui vot pe care l-am dat noi în Parlament se va termina povestea cu pensiile speciale, e o gogoriță cât cuprinde. La fel cum gogoriță este și ceea ce încearcă USR-ul, care încearcă în momentul de față să câștige capital politic, spunând, domne, noi știam că o să pice la Curtea Constituțională, am simțit că o să pice și în condițiile acestea am propus eliminarea lor totală. Chestiune care iarăși nu merge. Prin urmare, domnul Mușat, eu am să spun cu sinceritate că votul pe care l-am dat ieri și astăzi în Parlament, fie la, în Camera Deputaților, fie în plenul reunit, a fost un vot politic, categoric. Da? Deci toată lumea și adică PMP, el are legătură cu un principiu partide, mai degrabă. Ar fi bine să, dar nu avem nicio garanție, da, că se va întâmpla. Ar fi bine să, ar fi bine, da, să, dar nu că nu avem nicio garanție. Eu sunt convins că după ce avem un atac la Curtea Constituțională și din partea avocatului poporului și din partea înaltei curți, în condițiile în care președinta înaltei curți vorbea astăzi în termeni foarte interesanți despre faptul că eliminarea, de fapt impozitarea acestor pensii speciale afectează grav independența justiției, foarte interesantă nuanță, n-am înțeles cam cum, dar mi s-a părut foarte interesantă, așa, mie mi-este clar că la Curtea Constituțională pică brio. Am eu o posibilă explicație, domnule Turcescu, pentru că e bazată pe ceea ce am mai auzit de-a lungul timpului de la magistrați și atunci când s-a pus problema desființării cu totul a acestor pensii și atunci când s-a pus problema reducerilor. Ei spun că magistrații, în lipsa acestei plase de siguranță, cum ar veni, devin vulnerabili la corupție, la stres, la tot felul de factori din ăștia care le-ar putea afecta independența. Adică cam asta ar fi traducerea. O posibilă traducere. Da, domnul Șat, am înțeles și eu chestiunea asta de la președinta în altei curții. În același timp, dacă are bază realitate, dar mă rog, ăsta, lucrul ăsta e invocat mereu. Deci, când le amesteci pe toate magistrați cu pensii de serviciu ale militarilor și ale polițiștilor, cu pensiile speciale, că astea speciale, ale parlamentarilor, da? Este o varză, domnul Șat. Ori noi ne aflăm în momentul de față în România, avem la verze de genul ăsta în ceea ce înseamnă legislația, că nu mai are nimeni cum să le deslușească. Deci ori are loc o reformă reală a sistemului de pensii. Domnule, spunem, domnule, ăștia care au câștigat până acum pensiile speciale, asta e, așa a fost țara, asta e, să merge cu chestiunea asta. Dar hai să dăm de aici înainte, că dacă nu dăm de aici înainte o corecție a lucrurilor, o să o ținem așa a la lung sau până seacă bugetul de tot. Mai e încă o poveste. Vă dați seama că toată lumea bate acum monedă. Eu nu vreau nicio pensie specială, vă spun sincer. Ca politician, deci n-am intrat în politică pentru a prinde pensie specială. N-am lucrat în viața mea la stat, n-am câștigat bani de la stat, n-am avut contracte cu statul, așa că mă lasă, cum să spun, rece că voi avea un ban de pe acești 4 ani de zile la pensie, după 4 ani de zile de parlament. Nu despre asta e vorba. Dar zic așa, dom'le, hai să găsim o formulă. S-a întâmplat până în anul 2020 chestiunea cu pensiile speciale. Unele dintre ele sunt realmente nesimțite. Hai să găsim o formulă ca măcar din 2020 încolo aceste pensii speciale nesimțite, da, să nu mai poată fi posibile. Cum se poate întâmpla treaba asta? Păi să aici, se întunească, dacă vreți. Noi aici suntem într-un fel de spirală, Robert Turcescu, pentru că de fiecare dată când începi să te gândești să le tai de acum încolo, vine Curtea Constituțională sau alte autorități, domnul, și spun nu se poate, pentru că dacă unii au beneficiat, cum să nu beneficieze și alții, că e discriminare? Orice îi face... Iertați-mă, dar mai am o chestiune aici. Deci eu nu cred că într-un astfel de context un guvern, oricare ar fi el, Orban sau oricare alt guvern, dacă ar discuta cu magistrații curții constituționale și ar întreba, măi, oameni buni,
Cum se poate face o lege prin care să nu intrăm în contradicție cu litera Constituției? Da? În așa fel încât lucrurile să fie reglate. Eu nu știu dacă o astfel de discuție a avut loc, iertați-mă. Da, eu nu știu dacă poate avea loc vreodată, având în vedere că jumătate din Curtea Constituțională e în acest conflict de interese, beneficiază de pensie specială. Pe cine vreți să întrebe, nu, Ludovic măcar... Orban sau alt premier? Pe Dorneanu? Să întrebe Curtea Constituțională, să dea un punct de vedere spunându-le, bă, nu ne atingem de pensiile voastre. Am înțeles, le-ați primit, le-ați luat jumătate din voi, aveți pensiile astea, la revedere. Cum putem face noi de aici înainte să nu intrăm în conflict cu ce spune Constituția, în așa fel încât să tăiem, domnule, această spirală de care vorbeați dumneavoastră mai devreme? Că sentimentul meu astăzi, la ora la care vorbim, având în spate și 20 și ceva de ani de jurnalism, și vreo niște ani de politică de acum înainte, este că baletul ăsta va continua la infinit. Politicienii vor spune, noi am vrut, dar n-a vrut curtea. Exact. Curtea o să spună, noi am fi vrut, dar în felul ăsta era afectată independența justiției, din păcate, și în felul ăsta mai bine am lăsat-o așa. Da. Vor ieși în stradă la un moment dat sau vor ieși și vor striga pe bună dreptate, cum a făcut ministrul apărării și a zis, băi, pe militarii nu au pensii speciale. Au pensii de serviciu și viața unui militar nu e simplă. Da? Nu stă, e la dispoziția statului român. Da, chiar vreau să vă întreb, că ați fost acolo în Parlament, da, adică ați luat parte la aceste dezbateri. Ce le-a venit colegilor dumneavoastră să pună pe lista asta impozitării și pensiile militarilor și celor din Ministerul de Interne? Că structurile astea de apărare și ordine publică parcă nu intraseră în discuție nici la partea de desființare a acestor pensii, domnul de serviciu, Mușa, nici la partea de tăiere a lor, din câte mi-amintesc eu de-a lungul, da, ultimilor ani. Vreți să vă spun de ce cred că toată chestiunea asta, așa am spus, că a fost un spectacol de măști, băști, lumină și cu sunet? Pentru că azi e joi. Miercuri, ieri când s-a votat prima dată povestea asta, subiectul acesta cu legea privind pensiile speciale a apărut intempestiv. Deci noi eram în plină desfășurare. A strigat PSD-ul că îl vrea pe ordinea de zi, nu? Că așa mi-amintesc. Dom'le, imediat a apărut pur și simplu așa, dintr-o dată. Ba, nu că a apărut cu sensul în care s-a ajuns că de la comisie a venit raport că toată lumea e de acord cu această supraimpozitoare cu 85%. Acum eu nu știu cum s-a întâmplat minunea asta, vă spun sincer. Deci n-am mai avut niciun fel de dezbatere, mai nimic. Proiectul nici nu l-am văzut. Cine controlează biroul permanent, controlează și, da, dezbaterea și ordinea de zi, nu? Adică, păi, PSD. Deci, mie mi-este clar că aici avem de-a face cu o făcătură, câtă vreme toată treaba asta a apărut așa, pur și simplu. Deodată și s-a spus, domnule, toate partidele au căzut de acord, hai că votăm și chestiunea asta cu... Păi hai să vedem continuarea, Robert Turcescu, că există și aici o posibilă explicație. Ieri îl auzeam pe Marcel Ciolacu spunând, acum să vină Orban în Parlament și să ne explice cum o să majoreze pensiile cu 40%, așa cum prevede legea, și cum o să dubleze alocațiile pentru copii, pentru că acum sunt bani, dacă noi impozităm. Cred că toată lumea s-a prins din start că acest calcul e unul fals. Cu această impozitare graduală a pensiilor care, speciale, care trec de un anume prag, nu se poate realiza majorarea pensiilor celorlalți cu 40% și nici dublarea alocațiilor pentru copii, nici una, nici alta, nici împreună, nici separat. Domnul Ciolacu este în siajul pesedist clasic, dacă vreți așa, de populism și demagogie, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, tăierea acestor pensii speciale nu alimentează suficient bugetul în așa fel încât să poată fi făcută majorarea pensiilor cu 40%. Mi este clar și ne e clar tuturor că s-a intrat în retorica de campanie electorală. Poate că asta n-ar trebui să ne mire, suntem aproape de jumătatea unui an electoral cu două scrutinuri importante, locale și generale, dar să-mi vină acum PSD-ul și să spune, domne, gata, în felul ăsta am găsit sursă să fie majorate pensiile cu 40%, denotă nu numai populism, domnul Mușat, ci cu creionul pe hârtie ne arată că domnul Ciolacu nici calcule nu știe să facă. Păi, nu știu dacă, adică, contează, dacă și-a pus problema sau dacă îl interesează ca aceste calcule să se închidă, pentru că asta ar explica demersul, de fapt. De ce a apărut intempestiv, cum spuneați, pe ordinea de zi acest proiect? Dacă, de ce s-au bătut atât, da, cu pumnul în piept că l-au votat? Și iată, cu această finalitate, să mărească guvernul pensiile și alocațiile, care de unde?
Vedealaș pe domnul Ciolacu, după decizia Curții Constituționale în legătură cu pensiile speciale, de unde o să mai scoată, așa precum magicianul din Joben, sursă de finanțare pentru creșterea pensiilor cu 40% și pentru creșterea alocațiilor? Adică e clar că acești bani nu există, domnul Mușa. Asta nu înseamnă că principiul e greșit sau că nu e necesară această reparație de care noi vorbeam, doar că una e una, alta e alta. Adică să nu amestecăm lucrurile. Cu banii economisiți, presupunând că s-ar întâmpla, nu acoperi aceste nevoi bugetare. Vă spun sincer, pe de altă parte, că aici iarăși ajungem la o chestiune care ne arată cât, în ce stat defect trăim. Eu mă conving pe zi ce trece că România, ca stat, are mari probleme. Pentru că noi avem practic o lege în momentul de față votată de Parlament, domnul Mușa. Creșterea pensiilor cu 40% din septembrie, da? Care va fi artificiul prin care guvernul va putea spune, domnule, nu majorăm aceste pensii cu 40%? Păi nu s-au mai pus în aplicare prorogări ale unor legi existente, începând cu faimoasa creșterea salariilor profesorilor acum mai bine de 10 ani, s-a lungit pe ani de zile? Domnul Mușat, e complicat în momentul de față. Septembrie este prima lună electorală, deci cu scrutin, la sfârșit de septembrie. Da, probabil 27 septembrie, atunci votăm. Bun. Mai sunt câteva luni până la legile generale. Foarte complicat meciul ăsta. Uitați-vă la ce se discută acum. Adică pare mi se la un moment dat că acești cartofi fierbinți aflați deja în mâna guvernului sunt calcule dacă guvernul să mai stea sau să plece. Domnul Ciolacu vorbește de moțiuni de cenzură. Iarăși cred că e o mare gogoriță. Adică ce ar vrea domnul Ciolacu să bagă el acum la guvernare PSD-ul și majorează pensiile cu 40%? Ar fi o dovadă de inconștiență. Ne așteaptă în următoarele două luni de zile pe aceste paliere, dacă vreți, niște șarje retorice PSD versus ceilalți, însă nu vom avea nicio rezolvare a acestor teme, vă spun foarte clar. Apropo de ce spuneți cu această stare de alertă, subiect și ea de dezbatere și mai ales de război politic, pentru că în continuare face valuri pe scena politică subiectul ăsta, pare că Ludovic Orban l-a lăsat pe Marcel Ciolacu cu mâna ridicată, dar fără să aibă ce vota, de fapt. Președintele Klaus Iohannis astăzi a criticat în termeni duri această amenințare a PSD-iștilor cu moțiunea de cenzură. Guvernul a procedat exact conform legii și dacă cineva din Parlament este de altă părere, are dreptul constituțional să ceară o verificare. Felul în care a procedat guvernul este și corect, și legal, și oportun, și măsurile care au rămas în vigoare sunt mai puține decât în prima fază, sunt măsuri absolut importante, cele pe care le-am menționat, și este o abordare și utilă, și corectă, și de bun simț. Fac scandal de dragul scandalului și încearcă să mai prindă câteva voturi. Practic, PSD-ul, prin această atitudine, nu face decât să inducă nesiguranță în populație, să vii cu moțiune de cenzură sau cu amenințarea unei moțiuni de cenzură într-o situație de criză sanitară, într-o situație de epidemie. Mi se pare pur și simplu greșit și total lipsit de bun simț și lipsit de fundament. Pentru ce să demiți guvernul? Fiindcă a luat măsurile care au fost necesare, fiindcă au luat măsurile la timp, fiindcă am reușit să împiedicăm extinderea epidemiei, fiindcă au venit cu măsuri de revigorare economică care deja produc rezultate, fiindcă au o gândire de revenire economică, mi se pare total, dar total lipsit de sens și lipsit de bun simț politic. Da, sigur, e firesc ca președintele Iohannis să apere guvernul PNL. Pe de altă parte, rămâne, Robert Turcescu, această întrebare legată de ce anume vrea PSD, ce anume vrea pro-România, Ciolacu, Ponta, Tăricianu, sateliții lor, pentru că se pune în discuție această stare de alertă și o eventuală moțiune de cenzură pentru că guvernul nu ar fi trimis Parlamentului spre validare această prelungire a stării de alertă, de fapt.
O chestiune pe care înțeleg că guvernul a tranșat-o, nu a trimis-o, că nu scrie în lege că trebuie să trimită prelungirea, ci doar instituirea. Exact. Ei nu știu nici măcar să opereze cu acești termeni cei de la PSD. Deci guvernul a făcut o chestiune care este absolut în regulă. Iohannis, eu trebuie să apreciez discursul președintelui de astăzi, vă spun sincer. A fost unul cât se poate de ferm și de corect. Nu sunt un fan al lui Klaus Iohannis, mai ales când vine vorba de partea retorică, dar astăzi a fost clar, scurt, la obiect, concis, a spus ce era de spus. Adică problema este următoare în momentul de față a PSD-ului. Nu vreau să vorbesc cu păcat, dar sentimentul meu este că uneori cei de la PSD îmi pare că și-ar fi dorit să avem o situație neagră din punct de vedere sanitar în România. Spun, nu toți, probabil, dar unii dintre ei, într-un calcul din ăsta politic cinic, au zis, băi, ce rău ne pare că n-au murit mai mulți de coronavirus, că n-am avut situație de criză în spitale, că n-a fost nenorocire și în România, cum a fost în Italia, să zicem, că ce-am mai fi lătrat noi în momentul ăla, ce-am mai fi strigat din punct de vedere politic în legătură cu incapacitatea guvernului de a face față unei crize sanitare. Ori noi asistăm în momentul de față la un fenomen foarte interesant, dacă vreți, pentru ce înseamnă în general eficiența guvernărilor în România. Dom'le, guvernul a gestionat chiar bine această criză sanitară. Sigur, apar semne de întrebare legate de achiziții, de nu știu ce, e treaba parchetului, treaba procurorilor să judece și să ancheteze aceste spețe, dacă există suspiciuni, și în anumite cazuri sunt suspiciuni, dar din perspectiva gestionării crizei sanitare la nivel de îmbolnăviri, cazuri de decese, gestionare a spațiilor în spitale în legătură cu aceste cazuri, guvernul Orban s-a descurcat mult mai bine decât alte guverne din țările lumii, iar din perspectiva revenirii economice a luat niște măsuri care sigur nu sunt cele mai mulțumitoare, mai ales pentru mediul economic, că bani sunt puțini, dar măcar a făcut ceva, a mișcat niște lucruri. Da, care e până la urmă jocul acestei majorități parlamentare? Pentru că am înțeles că astăzi Victor Ponta, deci pro-România, a propus ca Parlamentul să declare starea de alertă ca încetată de drept, adică pentru că n-au primit această hârtie de prelungire spre vot, atunci să declare ca încetat de facto starea de alertă, iar PSD s-a opus acestei idei. Adică înțeleg totuși că PSD-ul pe de o parte clamează că vrea să primească ca să poată să modifice acest proiect și să mai deschidă niște lucruri și să mai elibereze românii, nu așa cum spune Ciolacu, de constrângerile astea. Pe de altă parte, când se pune problema unui demers de felul ăsta cu încetarea, unui demers abrupt, zice că nu. Adică îi convine să rămână starea de alertă. Îi convine ca să ce? Să aibă ce critica în permanență? Domnul Mușat, cred că marea poveste de fapt la care asistăm în momentul de față este un soi de încăierare între Ponta și Ciolacu, domnul Mușat. Pentru că Victor Ponta, la fiecare ieșire a lui Ciolacu, e mai categoric, mai răzvrătit decât Ciolacu, vrea măsuri mai dure, amendează chiar și la nivel retoric mult mai tare guvernul. Și el speră în felul ăsta, Victor Ponta, că la un moment dat PSD-iștii din care se trage îl vor aplauda și îl vor ruga să întoarcă în fruntea partidului. Niște sondaje arată că ar avea dreptate, pentru că e singurul partid care a mai crescut un pic în această perioadă. Celelalte ori au scăzut, ori au stagnat. Este clar că Victor Ponta față de Ciolacu, dacă vreți, este mult mai redutabil ca om politic și face o opoziție, cum spuneam, măcar la nivel retoric, mult mai interesantă din multe puncte de vedere. Dar domnul Ciolacu e mai așa, mai moale, ca să zicem, da? Apropo de opoziție, ceea ce mie nu mi se pare ca om din cealaltă parte a spectrului politic, nu mi se pare un lucru grav. Din punctul meu de vedere, să stea PSD-ul cu Ciolacu la conducere cât mai mulți ani de aici înainte, că nu o să fie rău pentru partidele de dreapta. Cum o să rămână chestiunea asta în Parlament cu starea asta de alertă? No. Adică gata, episodul e încheiat, simțiți? Pentru că din punctul se prefigurează de vedere, e că va fi o armă de campanie și de tocat politic actualul guvern tot ce se întâmplă în starea de alertă, tot ce s-a întâmplat în starea de urgență, cum n-am mai văzut până acum.
domnul Mușat, dacă ei vor insista pe această chestiune și vedem că de la zi la zi, uite, chestia asta cu creșterea cazurilor, mai cresc cazurile, mai nu știu ce, dacă vor veni la un moment dat și vor încerca să o țină langa pe această temă a stării de alertă, să fie, treacă numai prin Parlament, să fie așa, să facă scandal pe treaba asta și cazurile cresc ca număr, vom avea o situație în care PSD-ul va pierde. Iar Ciolacu simte asta. Și părerea mea este că lucrurile s-au tranșat deja și că nu se va merge mai mult de atât. Ciolacu a zis și el acolo, domne, neapărat Parlamentul, să treacă prin Parlament, să se întâmple, dar nu l-am văzut cu un apetit extraordinar pentru a se întâmpla acest lucru. Adică am putea chiar să presupunem că îi convine ca această stare de alertă să continue în termenii stabiliți de guvern, pentru că în felul ăsta se poate raporta mereu la ea critic, nu? Adică, domne, noi dacă era, am fi făcut altfel. Am fi deschis restaurantele, am fi deschis, nu știu, teatrele. E o variantă. Pe de altă parte, nimeni nu știe, domnule Mușat, la acest moment, ce înseamnă, spre exemplu, valul 2 al epidemiei. Așa că și PSD-ul, ba până și Ponta, oricât de mult avânt ar avea el în momentul de față pentru ceea ce înseamnă critica la adresa guvernului, toată lumea înțelege că dacă acest val 2 al epidemiei este unul poate chiar mai puternic decât valul întâi al epidemiei și apar situații complicate, păi partidele care au încurcat lucrurile, ca să spunem așa, vor avea cel mai mult de suferit din perspectivă electorală. Așa că toată lumea joacă... Păi credeți, având în vedere că ele totuși nu sunt la butoane și nu gestionează, adică de pe bancă e ușor, din tribune, nu? Nu, luăm în calcul situația în care, folosindu-se de arma Parlament, ca să zicem așa, opoziția actuală, adică PSD, Pro-România și ceilalți, ar încerca să încurce guvernul în a-și face treaba sau a încerca să răstoarnă niște decizii ale guvernului. De la asta plecasem cu discuția. Da, e adevărat. În condițiile acestea, sentimentul meu e că și chiar și așa, ei vor spune, doamne, noi am avut idei bune și proiect și legi bune, dar le-au executat prost. Că deja am văzut retorica asta. Eu vă spun așa, cred că totuși suntem în situația în care putem face niște comparații. Adică am avut vreme de 3 ani de zile guverne PSD-iste și am văzut cum a arătat țara. Avem de mai puțin de un an de zile și un guvern de o altă culoare. Da? Lumea cred că poate să... Sigur, avem nenorocita asta de pandemie și situația asta de criză sanitară. E greu să compari cu perioada trecută. Dar vă spun sincer, nu stă nimeni... Eu numai faptul că la ora asta nu stă nimeni cu gândul că peste noapte se pot întâmpla niște aberații, că pot avea loc atacuri neașteptate la independența justiției, la statul de drept și totuși simt o stare de relaxare în comparație cu guvernările Grindeanu, Dăncilă și altele sau Tudose. Deci, totuși, oricum văd și vă spun așa ca om care se uită atent la zona asta a comunicării publice. Dom'le, sunt niște tunuri puse puternic pe guvernul liberal. Adică, iertați-mă, dar PSD-iștii au beneficiat și unii dintre ei beneficiază în continuare, mai ales cei care au bugete la dispoziție pentru a își face campanii de imagine, da? Beneficiază de multă clemență din partea formatorilor de opinie. În vreme ce pe PNL, ca să zicem așa, pe coaliția aflată la guvernare sau mai ales pe Partidul Național Liberal, tunurile sunt puse zi de zi. Da. Deci pentru că sunt la vedere și pentru că sunt chemați să gestioneze această situație, ceilalți, cum spuneam, sunt în tribune când le convine, mai fac un pas pe teren iarăși când le convine, punctual, după care se retrag confortabil. Dar apropo de ceea ce spuneați de evoluția acestei pandemii, pentru că spuneam ceva mai devreme, că avem acest număr de cazuri în creștere în ultimele zile, adică n-a fost un accident. O zi, două, trei, ne-am imaginat că e un accident. Pe urmă am văzut că se fac deja 5-6 zile, aproape o săptămână, de când numărul de cazuri urcă la niște cote pe care le-am mai văzut doar în starea de urgență. L-am văzut de asemenea astăzi pe președintele Klaus Iohannis ieșind cu un nou mesaj, n-a mai făcut-o de ceva timp, o făcea foarte des în starea de urgență, a făcut-o ceva mai rar imediat după, în ultimele săptămâni puțin spre deloc. Acum trage un nou semnal de alarmă și spune așa șeful statului că românii trebuie să respecte în continuare aceste restricții impuse în starea de alertă. Chiar avertizează că ar exista posibilitatea să se revină la măsuri mai dure, e adevărat, ca opțiune extremă. Trebuie să vă spun că sunt îngrijorat.
Sunt îngrijorat, fiindcă am văzut în ultimele zile, în fiecare zi, un număr, zic eu, mare de noi pacienți care sunt infectați cu noul virus și astăzi sunt peste 300 de persoane care au fost detectate cu acest virus. Dați-mi voie să fiu foarte, foarte clar. Virusul nu pleacă în vacanță, nici în concediu. Virusul este în comunitate. Virusul nici nu pleacă dacă votează sau nu votează Parlamentul sau opoziția. Vă spun foarte clar și îmi permit să spun, dragi români, feriți-vă de virus. Au rămas în vigoare măsuri simple, de bun simț și foarte importante. Masca vă protejează și protejează pe ceilalți. Distanța trebuie păstrată peste tot unde se poate. Igiena mâinilor este extrem de importantă. Revenirea la starea de urgență este ultima soluție atunci când vedem că nimic altceva nu funcționează, dar eu mă gândesc că totuși va funcționa, de asta ne întâlnim, de asta vorbim, ca împreună cu românii să stăpânim această epidemie. Ni se alătură și doctorul Radu Țincu, medic primar terapie intensivă la Spitalul Floreasca. Bună seara, domnule doctor! Tot vorbim de ceva săptămâni, de când cu starea de alertă, de această nevoie de a redeschide tot felul de sectoare, de a ne relua vechi obiceiuri, cu ideea că trebuie totuși să ne protejăm pe noi, pe ceilalți și că trebuie să limităm transmiterea virusului. Din câte înțeleg și corectați-mă dacă greșesc, concluzia dumneavoastră a specialiștilor este că în acest moment nu am găsit echilibrul ăsta. Am eșuat în a găsi echilibrul ăsta și privim cu îngrijorare ce se întâmplă. Așa este, trebuie să privim cu îngrijorare evoluția, însă e greu de spus încă că nu am atins acest echilibru de care spuneați. Este foarte posibil ca această creștere să nu fie o creștere continuă și susținută a numărului de cazuri în următoarele zile și săptămâni. Însă reprezintă un semnal de alarmă important. Iar dacă ați vrea să ne uităm și cred că ne putem uita și a face împreună acest exercițiu, este posibil să fim oarecum în oglindă cu Italia. Asta înseamnă să fim într-o evoluție inversă. Italia nu a luat măsurile de restricție inițiale, lucrurile au evoluat acolo normal, oamenii și-au continuat viața. Au avut o transmitere intracomunitară extrem de susținută și am asistat cu toții la tragedia italiană. În România lucrurile au decurs invers. Măsurile de restricție au fost instaurate imediat când nu exista o transmitere intracomunitară atât de importantă și iată că începem să copiem din modelul italian în momentul în care am relaxat măsurile pentru că suntem în faza în care erau ei la începutul acestei pandemii. Păi da, ce ne spuneți e foarte grav. Înseamnă că evoluția va fi ascendentă și periculoasă odată cu relaxările astea la noi, din câte înțeleg. Dacă o să ne comportăm sigur, ca Italia la început. Da, sigur, avem o mare diferență între noi și italieni. La acest moment, după 2 luni și jumătate, 3 luni de experiență cu coronavirusul, am înțeles cam cum funcționează această pandemie și care sunt măsurile ce trebuie implementate pentru a o controla. Sper că nu o să ajungem în același scenariu ca Italia sau Spania. Da, eu am văzut o afirmație a domnului Rafila, care sigur e membru și el în această celulă, în acest grup de comunicare strategică, că impactul măsurilor de relaxare este și el un factor, nu e unul neglijabil, dar spune doctorul Rafila, mai degrabă relaxarea noastră ca indivizi e responsabilă de creșterea numărului de cazuri. Împărtășiți opinia asta și dacă da, la ce ar trebui să fim atenți? Fiecare dintre noi, dacă la noi fiecare ca persoană e problema. Este evident că nu măsurile de relaxare din punct de vedere al legislației sunt cele care cresc numărul de îmbolnăviri, ci comportamentul nostru a fiecăruia dintre noi în societate, pentru că noi reprezentăm vectorii de transmitere. De acord, dar ele favorizează aceste măsuri de relaxare, favorizează interacțiunea. Ori când iei o astfel de măsură, te gândești că lumea va interacționa. Sigur, în modul ideal, toată lumea este atât de responsabilă încât interacțiunea este, cum să spun, fără nicio urmare. Dar noi știm că în viața reală nu prea se întâmplă asta.
Tocmai aici cred că este problema, este dintre ceea ce am stabilit în mod teoretic și ceea ce obținem în mod practic. În mod evident că această creștere a numărului de noi infectați cu coronavirus derivă din nerespectarea regulilor de protecție și cred că le vedem cu toții în fiecare zi. Sunt persoane care nu respectă aceste reguli simple, purtarea măștii de protecție. Am văzut atât de multe persoane tinere care refuză să poarte masca de protecție în interiorul supermarketurilor pe motiv că nu o tolerează, lucru care este aproape inacceptabil. Un lucru important, dacă îmi permiteți, îl reprezintă evoluția asupra sistemului de sănătate publică. În această perioadă avem o creștere clară a numărului de cazuri și ați văzut deja raportări ale spitalelor de linie 1, spitale de boli infecțioase și acelor suport, care încep să devină pline. Va trebui găsită o soluție cu pacienții asimptomatici care, în mod clar, pot să fie managerizați la domiciliu. Această strategie trebuie demarată încă de pe acum, pentru a nu ne trezi atunci când spitalele nu mai pot face față numărului mare de pacienți nou diagnosticați, să nu avem, să spunem, suportul legislativ și toate normele de aplicare a externării pacienților asimptomatici și urmărirea lor la domiciliu. Aici fac apel din nou la Robert Turcescu, pentru că se închid lucrurile, domnule Turcescu, apropo de ce spuneați mai devreme. Când ai situația asta, când ai presiunea asta pe spitale în creștere, stai și te gândești că ar trebui să fii ca legislativ mai degrabă în concordanță cu măsurile astea luate de guvern, nu să li te opui. Mizez pe faptul că nu avem niște inconștienți nici în zona Partidului Social Democrat și altor partide, domnule Mușata. Așa că eu sunt convins că există și acolo oameni cu suficientă minte încât să se uite la această incidență a cazurilor, la dinamica acestor numărului de cazuri și să ia ziceți niște, că alaltă ieri Marcel Ciolacu deschidea restaurantele, dacă era după el. Da, acum cum să vă spun, aici eu am mai ridicat această poveste, asistăm și la un soi de inabilitate, ca să nu numesc altfel, a celor care comunică și a celor care au măsuri în legătură cu aceste măsurile sanitare. Adică deschizi sălile de păcănele, da, de jocuri. Înțeleg, sunt bani mulți care vin la buget dinspre acea zonă, dar nu permiți deschiderea bisericilor. Sau nu permiți deschiderea teatrelor. Acum s-a rezolvat cu bisericile, da. Teatrele, da, nu. Asta, da, teatrele, da, bun. Am înțeles chestiunea aceasta. Pe de altă parte, am mai făcut o sugestie și într-o emisiune a colegului dumneavoastră, domnul Silviu Mănăstiri. Și am zis, domnule, românii au impresia și apare această, o simt în dialogurile pe care le am în societate. Mi se pare că nu există, domnule, aceste cazuri. Deci sunt foarte mulți oameni care spun, ați văzut vreun bolnav din ăsta, domnule, da, aveți vreo cunoștință, vreun prieten, să iasă, domnule, să încerce, mai ales presa, dacă nu presa, măcar guvernul să vorbească la un moment dat, dacă vreți, cu oameni care au suferit din această cauză, să spună, domnule, sunteți de acord să vor găsi 2-3 care s-au vindecat. Au fost medici care și-au împărtășit lumii, experiențele cu bolnavii, adică măcar pe ei putem să-i credem. Medici, mulțumesc, domnule, foarte mult, Robert Turcescu, mulțumesc foarte mult, domnule doctor Țincu. Da. Ne întoarcem în câteva momente. Condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a dispărut. Ce speculații se fac pe marginea acestei dispariții, vă spun imediat. Din nou în direct, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a fost condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni cu executare pentru fapte de corupție. Dragomir e cel care a făcut senzație cu pseudo-dezvăluirile sale despre așa numitul stat paralel și are dosar penal pentru că ar fi pus la cale spionarea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kövesi, prin firma israeliană Black Cube. Decizia de azi de condamnare în dosarul de corupție e definitivă și Dragomir ar fi trebuit să se predea, însă s-a făcut nevăzut și e căutat acum de polițiști. Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a fost găsit vinovat de magistrați de trafic de influență și spălare de bani și a fost condamnat. Sentință definitivă, 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Doar că surpriza cea mai mare a venit atunci când polițiștii au mers să-l ridice pe fostul ofițer SRI. Dragomir nu era la niciuna din locuințele sale, iar potrivit unor surse, Daniel Dragomir ar fi fugit din țară încă dinainte de a fi dată sentința. Dacă nu va fi găsit, Daniel Dragomir va fi dat în urmărire generală, iar apoi va fi pus sub urmărire internațională.
Dragomir fusese inițial, în decembrie 2016, condamnat de către instanța de fond, Tribunalul București, la numai un an de închisoare cu suspendare pentru fals în declarații, fără a se lua în seamă faptele de corupție. Însă faptele lui Daniel Dragomir sunt extrem de grave. În calitatea sa de ofițer activ SRI, acesta a transmis unui om de afaceri libanez, Rami Gaziri, informații secrete la care avea acces, în scopul ca libanezul să se protejeze de monitorizarea Direcției Generale de Securitate Economică a SRI. Gaziri era vizat într-un amplu dosar de evaziune fiscală în industria cărnii. Mai mult decât atât, Dragomir a fi pus la dispoziția omului de afaceri sprijin la anumiți înalți funcționari pentru a putea astfel să obțină mai rapid rambursarea de TVA de la stat. În schimbul acțiunilor sale, Daniel Dragomir a primit în total 460.000 de euro sub diverse forme, printre care bani în diverse conturi, salariu pentru soția lui Dragomir și un autoturism de lux. Dragomir a mai fost implicat și în faimosul dosar Black Cube. Mai precis, acțiunea de hărțuire a fostei șefe a Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Dosarul a fost deschis de către DIICOT în septembrie 2016, dar nu a fost finalizat nici până acum. Daniel Dragomir este acuzat că ar fi comandat operațiunea din România a Agenției Internaționale de Detectivi Internaționali Black Cube. O nouă conferință cu scandal pentru Nicușor Dan, candidatul Dreptei la Primăria Capitalei. Declarațiile au fost bruiate de data asta de mașinile de gunoi ale primăriei sectorului 5, iar jurnaliștii au fost stropiți cu dezinfectant. Vă rog frumos. Dumneavoastră apărați ordinea publică, da? Domnul deputat. Acești oameni... Domnul deputat, haideți să nu facem confuzie, domnul deputat. Vă rog frumos, poftiți pe trotuar. Asta v-am rugat. Apărați ordinea publică? V-am rugat frumos. Ați chemat poliția, secțiunea de ordine publică? Haideți pe trotuar, haideți pe trotuar. Poate să sunăm la 112 la începutul conferinței. Acum e puțin târziu, pentru că trebuie că vă grăbiți să mergeți la ședința de consiliu. O să faceți vreo plângere pentru ce s-a întâmplat aici? Fără îndoială, pentru că e vorba de o tulburare a liniștii publice, care a fost asigurată cu concursul poliției locale a sectorului 5. Angajații primăriei sectorului 5 au apărut la conferința de presă a lui Nicușor Dan, organizată în stradă, cu mașini de salubrizare care au claxonat fără oprire, astfel încât să bruieze declarațiile de presă. Bă, nu se poate! Băi, bătaie de joc, jur! Utilajele au circulat pe tot parcursul declarațiilor. Deși a încercat să se facă auzit, Nicușor Dan a fost bruiat continuu. Pe care am solicitat-o și noi, ea vine cam târziu în condițiile în care activitatea economică a teraselor a început pe 15 mai. Spiritele s-au liniștit când în zonă au apărut polițiștii din cadrul IGPR. Din faptul că poliția locală a fost parte din această manifestare, cred că dumneavoastră trebuie să faceți un raport către superiorii dumneavoastră pentru că dumneavoastră voi face o fișă de intervenție la eveniment, pentru că a fost un apel 112 în care voi consemna tot ce am constatat la fața locului și totodată un proces verbal. Am încălcat ceva în condițiile în care nu au asigurat ordinea publică? Nu sunt îndreptățiți să sancționeze anumite fapte pe codul rutier. În urmă cu aproape două săptămâni, în prelungirea Ghencea, Nicușor Dan a încercat să susțină o altă conferință de presă, în timpul căreia a fost busculat și sabotat de însuși viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu. Da, ne-am făcut o idee despre cum va arăta campania electorală, cel puțin la București. Silviu Mănăstire, dosar de politician în câteva momente. Rămâneți cu noi!